Nici n-am apucat bine să vă spun aseară că mai povestim despre afacerea cu certificate de revoluționar și iată că a venit deja marfă bună, ați văzut? Nu mai e ca pe vremea lui Ceaușescu, să sta aiurea la cozi imense în așteptarea mașinii cu marfă. Acum vine imediat și marfa ajunge pentru toată lumea. 7 persoane au fost reținute de procurori în dosarul certificatelor false de revoluționar. Totul ar fi început în 2014, când, printr-o ordonanță de guvern, a fost introdusă o nouă categorie de revoluționari, cea de luptător cu rol determinant. Potrivit anchetatorilor, pentru a obține acest titlu, mai mulți oameni au dat banii ori alte foloase unor angajați din cadrul Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din decembrie 1989 sau al Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor. Procurorii au suspiciuni că 3500 de titluri de luptători la Revoluție ar fi fost acordate ilegal. E poftim, s-a îndeplinit un vis al luptătorilor. Păi nu s-a luptat în decembrie 89, printre altele, pentru dreptul de a face afaceri? Uite că a apărut un business bun, buticul cu certificate de revoluționar. Sau consignația, poftim, că tare ne-a mai plăcut acest termen în primii ani de capitalism. Dar la ce e bun un certificat ăsta de luptător cu rol determinant? Ce face el pe lângă casa omului? Face bani, firește, cam 2000 de lei pe lună. Investiția clasică în România. Dai o șpagă la început, una de-aia cu rol determinant, și după aia încasezi toată viața. Interesant e că unul dintre suspecții reținuți de procurori, fostul secretar de stat pentru problemele revoluționarilor, Adrian Sanda, își propusese acum 2 ani să lupte împotriva profitorilor. Secretarul de stat Adrian Sanda, reprezentantul guvernului în relația cu revoluționarii, a negat orice implicare în presupusele afaceri cu certificate de luptător. De altfel, în urmă cu 2 ani, susținea că sunt prea mulți revoluționari în România. Va trebui făcut o revoluție și în rândul revoluționarilor. Suntem într-o colaborare foarte strânsă cu alte parchete din țară, cu privire la falsuri în înscrisuri, cu privire la declarații care nu sunt tocmai adevărate. Pe poftim, omul chiar știe despre ce e vorba. Pare că e la curent cu fenomenul falșilor revoluționari. Deci mai vorbim, da? Sigur, povestea merge mai departe. De data asta pe ideea cine a luat de la noi 21-22, mai exact 21-22 de milioane de lei vechi. Doar v-am zis, cam atât aduce beneficiarului un titlu d-ăsta de luptător cu rol determinant. Asta pe lângă alte indemnizații și avantaje despre care putem vorbi până mâine. Deci e un fel de bonus, ca să ne exprimăm în termenii de business care ne-au invadat limba după Revoluție. Culmea culmilor ar fi să aflăm cu această ocazie că Nicolae Ceaușescu trăiește și are certificat de revoluționar. Că el chiar a avut, domne, un rol determinant, nu?